Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou minor episod de Minecraft Bedwars, dar de data asta mă joc cu Pronex, că s-a lăudat că e gamer profesional de Bedwars, nu Pronex? Da, sunt cel mai bun de la mine din casă. Cine mai joacă Bedwars de la tine din casă? Cum vine chestia asta? Nimeni. Exact. Ești la fel de bun ca la Fortnite sau ce? Și mai bun. Ești și mai bun la Bedwars decât la Fortnite. No, bine, că vreau doar să zic că ultima dată când am jucat cu tine Bedwars a fost... Nu Bedwars, Fortnite a fost cam nașpa așa, cam pierdut Pronex, dar la Bedwars nu o să pierdem, nu? Nu, niciodată. Uite, ăștia au toți level mic. Da, sunt... Păi și ce? Noi crezi că avem level mare? Eu n-am level mare, eu sunt incompetent. Oameni buni, apăsați butonul de like în acest moment, pentru că este sâmbătă și sâmbătă este ilegal să nu apeși butonul de like, nu mă, Pronex? Da, e foarte ilegal. Exact, 100%. Eu nu m-aș risca, că cine știe cum află poliția când ai apăsat butonul de like când e sâmbătă. Hai că ne bagă în 18 secunde, Jesus, o să stăm acilea până la primăvară. Sau cum îți mai este viața, Pronex? Că... Bună, foarte bună. Fortnite-ul nu mai e o tortură. Ai învățat să câștigi fiecare meci, acum nu-ți mai urăși viața? Nu, tot o urez, dar e puțin mai bună. Ok, bun, cum se juca jocul ăsta? Stai că n-am mai jucat de mult. Dar tu cum ești aici și șat deja, bră? Literalmente m-am uitat în spate și tu deja îmi farmai obiectele. No, bine, hai, ia-le tu. Mă duc să... Postești tu aici, că e de la amândoi aceleași materiale. Opa, bune, wow, dude, păi și acum am spui. Lasă-mă că eu mă duc să zăresc aici ce se întâmplă. Ok, cred că avem o echipă inamică în dreapta noastră. Fix în dreapta, cred? Oh, da, văd un pat, fix în dreapta, bro, e literalmente foarte aproape. Să avem grijă să nu plecăm de aici fără la pat, eu mă duc pe ei. Okay. Wow, asta deja îmi sună ce făceam cu Carlos. Ia, nu pun nicio protecție, ia pune tu protecție la pat, ha? Bă, vezi că sunt aici. Vrei să mergem pe ei? Suntem doi? Ce s-a întâmplat? Bro, ăștia deja au protecție la pat și se duc în mijloc. Ok, cred că e aiurea situația, bă. Nu par buni. S-o prima era lână, nu? Da. Ok. Hai că am luat mai multă lână să am. Oh, ai pus tu. A căzut unul în vid. Acum dacă te duci să te... Vezi TNT-ul? Mamă, ce schimb. Vine acum. Bravo, acum. Sărim la ei. Îi țin eu. Bravo. Îi spar patul. Da. Oh my god, unul e mort. Celălalt unde e? Mă bate, ai grijă? Acum îl bat eu? L-am bătut. Taci din gură, Siri, că n-am zis nimic. Cancel, stop. Le-am dat șampon în ochi. Hey Siri, ai put șampu în enemy eye, easy gaming. Gameplay de calitate de la Pronex și fiind ca pe orice joc. Mamă, ce mă place să le stric ăstora jocul, bă, imaginează-ți. Ai grijă totuși să nu vină ăștia la noi, că noi am lăsat baza cam descoperită. Mamă, ce mi-a plăcut, băieță! Ai luat toate astea. Bă, bun, ia, stai că nu mai știu cum... Deci aici sunt upgrade-urile cu diamante, bun? Iar aici eu ce vreau? Sabie de iron cu 7 gold. Și care e următoarea chestie să construiesc? Zi-mi ce e următoarea. Ce era, sticlă? Nu pune sticlă deja, pune altceva. Ce era? Hardened clay? Nu, endstone, da. Parcă. Nu știu, de obicei dau push la echipe, nu fac patul. Wow, dude, păi și gen după aia, cum câștigi dacă nu te interesează de pat? Cum vine chestia asta? Păi doar nu mor. Ok, o să pun hardened clay. Deși sunt destul de sigur că hardened clay-ul se punea mai târziu, dar aia e. Auzi, contează oare ordinea sau... Bă, e sigur că vrei să te bați cu ăștia? Putem să intrăm foarte la... Sigur. Bro, nu cred că e ok. Ok, o să stai unul. Și acum ce? Ca au lemn, n-au lemn. Bă, te bați cu el când vine? Te bați cu el că îi sparg... Ai zis că... Am crezut că te bați cu el când vine, bro, că eu m-am dus și am dat de lemn. Dacă îi spărgeam lemnul ăla, îi spărgeam... Vezi la lemn, e spart undeva și poți să intri să le spargi patul dacă spargi o de aia de lemn. Stai că mă duc să-mi iau, m-am dus la altă echipă, iau Golden Apple și-mi iau și un TNT. Bro, am pierdut niște diamante din... Nu! Le avem. Le aveai tu, că eu nu aveam. Eu le am acum. Nu te uita în spate, ești surd și nu mă vezi. Perfect. Am crezut că la mine vii. Mă duc să fur resursele de la echipa aia de am bătut-o noi. Mamă, ce-mi place! Nu le-am spart patul, really.
Dacă te-ai dus singur și apoi eu am murit și nu m-ai protejat de la spate, aia e, bro. Te descurci de acum. Bă, dar nu e niciun diamant aici, ce schemă mi-am luat, stai așa. Numai bine te întorci tu acasă dacă mai ești în viață. Da, da acum, n-am picat în void. A, n-ai picat? A, e bine, înseamnă că te întorci acasă cu diamantele, nu? Da, le-am. Da, bravo, bravo, așa, să faci cel mai bun upgrade de aici și așa. Ce-ai, mă, nebunule, ho! Am dat misclick, am luat haste în loc să iau protection. Păi, lasă, bă, că și viteza e bună, că putem să fugim. Stai, ce, nu mai putem să facem protection acum, sau ce? Ba, da. Hai, mă, dă-mi bucata, mă, să-mi iau armură, mă, dă-mă bucata de aur, mamă, ce-mi place aurul, ție-ți place aurul, mă, gata. Bă, mi-am luat armură de ăsta, de fier. Dă înapoi fierul ăsta. Știi care e schema? Eu mi-au sabie, mi-am luat TNT și ai pe ei. Stai așa să iau endstone. Că ne trebuie și niște endstone după clay-ul ăsta, cred. Bă, stai mă să mai facem la patul ăsta, bro, că o să... Vin ăștia pe noi, dar l-am bătut pe unul. Bun, vin și eu acum, vin și eu acum. Vezi că sunt doi, nu l-ai bătut, bă, nu l-ai bătut. What? Așa, acum i-am bătut. Erau amândoi în viață și omul meu aici ca apă, l-am bătut pe unul. Le-a spart alții patul. Oh, no, se mai spune azi acum ăia? Da. Pe bune? Da. Ok, bun, hai că eu construiesc aici așa. Pam, pam și pam și ne mai trebuie niște de-astea. Ah. Sigur am greșit ordinea, că am uitat cum se făcea, bă, dar știi cum se zice, uneori în viață e bine să greșești. Da, știu și eu m-am dus să omor pe pink. Culoarea pe pink. Am înțeles. Păi cum, bă, că noi suntem în aceeași echipă. Gata, am pus endstone-ul. Bă, glass blastproof glass ne trebuie, cred, nu? La până la cum, deasupra de endstone. Păi asta vreau să fac. Mamă, ce scump e! Bă, m-ai țecuit? Eu nu pot să pun atâta sticlă. Am pus-o și greșit. Bro, e țeacă. Se punea mai înainte the endstone sticla, că e mult prea scumpă și n-am. Îmi place, eu alerg pe unul de la pink să mă ducă la red și după l-am omorât. La red, la pink, ia uite-le englezul unde era, bro. Uite englezul. Como estas, mi amigo? Nu știu culorile în română. Nu știi culorile în română. E dacă nu te-ai uitat la clubul lui Mickey Mouse, frate, cu culorile, să-ți zic că roșu este culoarea. Am uitat la asta de culori. Da, și am inventat o nouă culoare, roz violent, cumva. What? Nu mă întreba. Hai pe red. Eu nu știu unde sunt. Aici ești tu. Cum? Unde e red? E tocmai în cealaltă parte. Vrei să ajungi până acolo? Tu ești pe lângă, mergem pe la pink. Păi stai mă, nu mai bine. Stai să-mi iau niște unelte, sincer. Shears, ăsta și cu ăsta. Și vreau așa. 2, 3 and 4. Gata, am de-astea. Am niște blocuri de gen puține și Dumnezeu cu mila acum, sau ce? Da. Fă speed bridge, exact ca... Ok, știi mimul ăla cu Shears? Nu. What? No way să nu știi mimul cu Shears. Hey, Shiraz, wanna see me speed bridge? Bro, so, fii atent, tu spargi aia, bravo, bravo. Ce fost obsidianul lor? What? De unde au obsidian? Stai așa, se sparge cu târnăcopul ăsta meu? Nu știu, îmi compare. Bro, cum se sparge ăsta? Bro, mă ba. Dude, ești complet inutil. Ești complet... Omul ăla a trecut pe lângă tine și a venit la mine. Nu poți să fii serios că l-ai lăsat pur și simplu să... Nu, fii atent. Am un plan. E doi, doamne! Acum sunt doi. Oh, God. Bro, what? Eu n-am mai văzut obsidian. De unde au obsidian? Trebuie emeralde. 4 emeralde. Bun, și prin ăla cum treci? Păi îți trebuie pickaxe de diamond sau strategia 1000-2000. Ce strategie? Ce, mă? Eu am 4 emeralde și o să-mi iau puține de invizibilitate. Păi și cum spargem noi ăla? Zim. Păi, dar îmi iau topor. E atât de ieftin să faci upgrade la târnăcop de... Da, mi-am luat târnăcop de gold și acum mă duc pe ei și încerc să-i spar patul cu invizibilitate. Bro, dacă știam, puneam și eu, cum îi zice, obsidian acolo, dar nu știam că se poate. E prima dată când am văzut obsidian la pat. E prima dată, eu de obicei în fiecare meci pe care o joc așa obsidian. Păi dar tu joci la rankuri de alea mari, mă, ia stai așa să-mi upgradez, să-mi fac de ăsta. Acum 3 gold, easy, acum 6 gold, easy, acum... Gata, am târnă copul de diamant, bro. Hai, stai, și e permanent? Nu, îți dă downgrade când mori.
total, gen, înapoi la lem sau ce? Nu, ăsta dăm grade în gold, cred că vine după. Ah, ok. O, asta nu e atât de rău, că nu e atât de scump să-l faci pe ăsta de diamant. Mă, drai, tocmai și-o dat disconnect în fața mea. Cine? Mă, drai, și-o dat disconnect și acum am spart patul. Ai spart? Gata? Stai, mai am puțin. Oh, wait, înseamnă că... Oh my god, bro, înseamnă că suntem noi doi versus câte unul din fiecare echipă. Oh, este, avea unul sabie de diamond și-o murit și acum e a mea. Lasă că am și eu una, am cum îi zice, am ăsta. Păi și-o am făcut degeaba, înseamnă. Târnă da. Copul meu șmecher de diamant. No, bine, hai, bă, hai să ne strângem, hai să ne strângem amândoi. Și suntem 2 versus 1 versus 1, mă mănâncă nasul. Hai că vin la tine, hai că vin la bază. Sunt la ăștia unde au peretele podul cu roz. Hai, stai, eu am plecat de la bază, bro. Hai că vin eu, vin de la red. Uite, păi, mă vezi? Ok, ok, ok. Hai să căutăm pe ăla, că e singur. Cine are pat? Cred că am văzut ceva, oare vreau să întreb exact dacă ce am văzut e adevărat sau mi s-a părut. Poate a fost o fata Morgana, o de-aia, cum se zice, o iluzie optică. Optify, a fost iluzie optică, nu? Da, da! Da? Ok. Mamă, ce... Mi se modifică inventarul, bro, ce Dumnezeu se întâmplă? Bă, dar unde sunt ăștia? Redu-i prin mijloc. Redu-i prin trecă. Mijloc, ok. So, m-am dus eu aici în mijloc, am luat 2 emeralde. Și cred că văd încă un loc unde o să mai iau 2. Mamă, e gaură aici în pământ, bro. Mamă, câte găuri sunt. Ia stai așa o secundă, că zici că suntem pe străzile din România, bro. Așa-i? Pam, păi zic... Wait, what? Bro, era în spatele meu și a picat în vid! Era în spatele meu și a picat în groapa asta în vid, jet! Bravo! Bă, Pronex, suntem niște gameri adevărați. Mamă, ce îmi place să fiu gamer. Sunt cea mai apreciată clasă socială ca gamer, nu? Tu nu ești, bă, Pronex, apreciat de toată lumea din jurul tău? Ce glumă bună! Cum, bă, la tine nu bat fetele la tine în ușă, gen să intre cu forța peste tine, că ești atât de șmecher? Stai așa. Ba da. Hai că da, frate. Hai că da, bă, deci mi-a plăcut maxim meciul ăsta. Mamă, ce le-am dat-o, bă. Dar dacă vezi că vine să-mi dea mie pe la spate, bagă-te și bate-te cu ei, că mă lași pe mine de unul singur. Păi, dar nu, că acolo îmi cumpăram eu de pic. Acolo, zic eu, ce-ți cumpărai? Îți cumpărai o viață ceva socială. Care să... Sau asta, sau asta, yoink. So, cum facem? Deci, mă, dacă stăm noi aici amândoi, nu se împarte la fiecare... Păi ne dă la amândoi aceleași resurse. Păi bun, și atunci dacă să zicem că ambii suntem plecați și tu vii și le iei pe toate, tu le iei pe toate, dar gen, sunt duble. Nu. Păi asta zic, că nu e suspect, e OP să stai ca două persoane aici, nu? Păi da, dar ăsta nu-i făcut să te joci cu echipier, cred. Păi ba da, că ăsta e făcut, că e duo, bro, cum adică nu e făcut să te joci cu co-echipier? Despre ce vorbim aici așa? Hai să vedem echipa. Bun, care... Fii atent. Asta mi se pare urâtă, mă duc pe ea. So, o să iau niște glass și o să pun, după ce pun, ce e primul strat, lână? Da. Oh, el își pune direct wood. Mamă, deci ea sunt de-aia care transpiră tare, frate, când joacă. Zici că știu. Da, tu transpiri când joci? Da, nu vezi ce bringer fac, că deja la yellow. Păi vezi să te duci să-ți iei deodorant de la Lidl, că... Că e nu scurt. E pom după aia, că gen miroși urât, știi, și lumea e dezgustată de tine. La cine șechezi din casă? Mie să mi-e frică de aqua. Mie-mi-e frică de faptul că uneori în viață mai pierzi, dar gen sper ca momentul ăla în care pierd să nu fie acum, știi? Da, și eu. Hai să merg. Și bluare. Ce? Nu, că e ceva pe harta asta. De unde au ăia apă, mă? Oh, da, acum văd, da, și albastru are apă acolo. Și nu a mers în centru. Cum n-a mers? Păi cu ce a luat-o, mă? De unde știi tu? Ai 3 gold. Ce e, mă? Ui, apa e 3 gold? Da, eu nu cumpăr apă. Păi stai, da, true, adevărat, adică apa e relativ gratis, nu? Adică te duci și sapi și iese apă din pământ, adică... Înainte, din câte știam, nu era mult, era un emerald și spuneam, bă, cum nu știu, mă, deja emeralde? Ce-s cu parolele? Avem o problemă, că albastru poate să vină... Mamă, ce era să pic de pe ăsta, doamne! Am luat 4 diamante, ce upgrade vrei să fac? Nu știu, Sharpness? Ăla, Sharpened Sword, ok, gata, am făcut. Da. Easy. Da, eu sunt la blue.
Ești la Blue? Stai că vin și eu, mă, dacă ești la Blue, că vin acum. Vrei acum să mergem pe ei pe Blue? Dar vezi că au apa, ce facem cu apa? Știu ce facem cu apa, îmi trebuie un pickaxe și un topor, din câte cred. Pickaxe și topor. Bun, atunci hai că fac altă chestie. O să-mi iau și eu niște unelte, că mai bine mergem amândoi cu uneltele, știi? Da, îmi trebuie. Tu ești ăsta de aici. Da, normal, normal. Îmi trebuie un pickaxe și un topor și mă pun, construiesc lângă mine, construiesc ca pe Fortnite. Bun, îmi trebuie... Mamă, deci pot acum să-mi fac târnăcopul de diamant, cred? Da, dar nu trebuie de diamant. Oh, am făcut ăsta. Și ce era de diamond când iau doar endstone? Ui, oamenii a dispărut. Nu contează, să fie mai rapid, bro. Gata, s-o am târnăcopul și cu ăsta. Epe, și cu Shirzul, acum. Stai, așteaptă-mă puțin. Nu te arăta încă, că eu-s departe. Să duce și Red pe ei, din câte văd. Cine vine? Red. Le facem third party ca ne simțiți, ce zici? Ca pe Fortnite! Mamă, ce îmi place când fac third party. Vezi că vine să te bată. Bătă pe unul. Bravo, bun, intru eu la ei. Gata, patru-i spart. Vezi că e acum, vine unul. Mamă, gata, mort. Se mai spunează încă unul sau e mort? Au plecat, gata, s-au dus în alt joc. Marș din jocul ăsta, bă, ce-mi place. Deveniți și voi buni. Cu diamant picax să le dau. Mamă. Acum mă duc pe Red. Red nu mai are pat. Nu mai mă duc pe Red. Ok, bă, ai grijă la patul nostru, mă, că s-ar putea să vină unul acușa. Mai pe Aqua. Sau ăia din stânga noastră, cum ar veni, sunt morți? Da, toți care sunt lângă noi sunt morți. Ok, am 3 diamante. Să mai iau încă unul, facem încă un upgrade sau ce facem? Pus să mai iei un ăsta de protection sau poți să iei Maniac Miner care ne dă haste. Ok, nu cred că vreau ăla de Maniac Miner, nu, sincer nu. Cred că mai bine protection, cum ai zis tu. Hai că le iau un... Ai de viața mea și are blue pe pat. Mă, ce are? Ce și-a făcut? La ei. Doamne, mă, stau acolo să sparg până mâine. Ce Dumnezeu e Aqua, bro? Stai, what? E bărbat. Wait, chiar scrie Aqua acolo, așa, what? Ok. Bă, lasă că e bine, că la noi n-a venit nimeni, dar hai că o să mai... Nu a venit nimeni, că i-am bătut înainte să vină. True. Auzi, să iau lemn? Lemn, cred, nu? Oh, wait, 4 gold? Dar vezi că îți trebuie mult lemn ca să acoperi tot și fusă. Văd că-mi trebuie mult lemn. Cum facem oare, a? Fii atent, eu îi bag pe aia de la Aqua și tu stai la pat, nu știu. Ce plan ai, ești sigur că îi bați tu pe aia? Vedem. Vedem, păi e bine să vedem, frate, înseamnă că avem vederea bună dacă vedem. Da, Aqua nu-i nimeni la el, ba e unul, dar nu mă vede el e mai surd. Ok, dar ai grijă că dacă îl bați pe ăla și spargi patul, ar trebui să ai grijă să nu te întoarcă aia înapoi în bază. Hai că aproape am terminat cu lemnul la bază, bro. Băi, stai că nu trebuia. Oh, nice, ok, bun. Cred că termin... nu o să-mi ajungă. S-o să termin acuș cu lemnul. Ai așa patul? Ce cui? Lua Aqua. Mamă, stai așa, bă, dacă facem 2 victorii royale epice într-un singur episod. Deci că în Fortnite. Așa ni se întâmplă și în sezonul 4 pe Fortnite. Mă, ce Dumnezeu, cine a pus lemnul ăla acolo așa la noi la bază? Ăla de pe marginii de la hartă. Ok. S-o nu putem să-l... am înțeles. Dar mă uitam, și Dumnezeu, chiar mă, să-ți fac upgrade-ul, nu? Ai zis că vrei upgrade, ok. S-o ai zis la armură? Da. Uai, doar 2 diamante mi-a cerut? Uai, mi-a cerut mai multe. Cerut 4 și am pus protection 2. Gata, am înțeles. Ne pot și 3 și 4, cred. Păi da, dar eu am pus cât am putut. Uai, eu nu am armură de... De ce nu mi-ai zis, mă, că nu mi-am pus armură? Cât de incompetent sunt, că eu am stat să fac prostia asta pentru tine și acum uite ce s-a întâmplat. No, bine, lasă, hai că termin întâi cu baza și după aia vin să te ajut. Mai e roz și gri. Roz și gri? Da. Ok, gata, am terminat aici. Unde să... În partea opusă trebuie să o luăm. În cealaltă parte. Nu mai bine facem drum spre centru, mă? Merge. No, eu zic că facem mai bine drum spre centru, că e cam nașpa situațiunea. Că ocolim o grămadă. Ai fă tu acolo așa și o să văd dacă mai iau... Auzi, ai aur mult la tine? Stai să mă uit în Ender Chest. Oh my god, ce-mi place. Gata, grei fără pat. În Ender Chest. Cred că am. Dă-mi 5 bucăți de aur dacă ai, să-mi iau și o armură. Ok, 4 dacă ai. Ia. Dă-le încoace. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, gata. Mă, dar tu cât aur ai avut, gen? 34. 34.
Da, explică-mi și mie de ce ai avut atât de mult aur și mie nu mi-ai dat. Păi da, the bot player, le iau resursele și le pun toate în resurs, în end of chest. Da, bot player, Gata. Am bătut acu, am bătut yellow și am bătut și pe blue. Păi și cine te-a pus să-i bați, a? Tu știi că e ilegal să bați oameni? Păi da, eu sunt ăla mai mic, ar trebui să-mi fi bătut. Păi da, și ce, asta... Așa, hai, construi și acilea, mergem în mijloc, îi batem și la revedere. Mamă, ce speed bridge face, mamă! Cum poți să joci, mă, jocuri de-astea cu tensiunea atât de mare non-stop, știi? Fortnite. Uite, ce are rost. Oamenii mei își fac piramida lui Aladdin. Unde? Ce? Uite, ăia din stânga? Păi ce-au, frate, ca un, au o piramidă de-aia, au pat gen, ce-i aia? Nu e mare chestie, nu? Am un joc cu mare tensiune, un joc chill Minecraft, un joc de 6 ani Minecraft PvP. Da, deci tu te joci chill jocurile astea care îți bagă tensiune în vene de zici că ar trebui să te ia cu salvarea, știi? Și panică. Bă, vezi că unul e la dreapta ta, dintre ăștia. Ai. Bună, stai mort, că îi dăm combination amândoi. Bun, vezi că îi vine prietenul? Bă, sapă. Eu mă bag direct în patul lor. Mamă, și eu m-am băgat, le-am spart patul. A venit unul aici, l-am bătut, sunt doi! Bro, i-am bătut pe amândoi! Vezi că îmi vine unul, o să vrea să vină la mine. Battle pe ăsta de la mine, bro. Da, ești puțin. Battle pe ăsta de la mine, nu pot. O să ies afară. Oh my god, ce buni suntem! Stați jos, gameri! De toată jena, mă duc direct în vid, băieți. Mamă, ce sâmbătă frumoasă! Ce mă place! O să ne revedem pe data viitoare, pentru că n-am făcut două victorii royale epice vreodată în viața mea pe Minecraft. Și aș vrea să zic că mulțumesc familiei mele. Ok, video-ul ăsta e foarte lung, pa!